Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură trebuia să demareze, în mod normal, campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2024 la data de 1 martie, însă acest termen se amână. În acest timp se așteaptă de la Comisia Europeană derogările privind GAEC 7 și 8, regulamentele de control privind respectarea bunelor condiții agricole și de mediu. Depunerea cererilor urmează să înceapă cu o lună mai târziu, de la 1 aprilie, astfel încât funcționarii APIA să se poată concentra până atunci exclusiv pe efectuarea plăților restante pentru fermieri. Anul acesta se amână startul campaniei de depunere a cererilor cu cel puțin 2 săptămâni. Dacă până acum termenul era de începere a campaniei era 1 martie, anul acesta este nevoie de o amânare cu această cel puțin 2 săptămâni, întrucât în acest moment se modifică legislația europeană. Facem precizarea că decalarea termenului nu va impacta campania de plăți în avans, astfel că această plată în avans va începe tot la data de 16 octombrie 2024, ca și în perioada anterioară. Conform instituției, APIA a pus la dispoziția fermierilor români aplicația IPA Online, prin care aceștia își pot modifica sau actualiza cererile unice depuse pentru sectorul vegetal, fără a avea posibilitatea de a le închide și de a le aproba până la stabilirea datelor concrete de începere a campaniei 2024. La acest moment este pusă la dispoziție la dispoziția fermierilor aplicația IPA Online, în care aceștia pot să intre, să-și facă modificări și actualizări a parcelelor pe care le utilizează, fără însă a exista posibilitatea ca cererea să fie închisă și aprobată de către angajații APIA. Până atunci, fermierii își pot pregăti documentația necesară.